Dragi bibici și dragi monșeri, ne vedem din nou, salutare! După cum v-am promis, continuăm povestea lui Caragiale, legăturilor lui Caragiale cu Brașovul, cu un celebru proces pe care l-a avut pentru o moștenire a unei alte celebrități din vremea respectivă, Momuloaia. Ecaterina Momul, mătușa lui Caragiale. E, să începem cu povestea Momuloaie. Ecaterina Momul, Ocardini, fostă Timotei Gheorghevici, era după mamă nepoata negustului brașovean Mihai Alexovici. Despre el am vorbit în prima parte a filmului. E, ăsta era strămoșul matern al lui Caragiale și de asemenea, nu? Tatăl Momuloaie. Mama ei era soră bună cu Elena, mama Ecaterinei Caragiale, bunica lui Ion Luca. Soțul bogatei mătușe din Schei, Giorlamo Cardini, zis Momulo, un italian supus austriac, s-a stabilit la București și, norocos în speculațiuni, stăpânea până la 1830, terenul cuprins între loc unde s-a aflat ulterior cofetăria și hotelul Capșa. Aici a construit primul local de teatru din București, Teatrul Vechi, care a funcționat 20 de ani până la înălțarea Teatrului Național. La colțul Călii Mogoșoaiei, așa zicea Căii Victoriei de astăzi, ținea o cofetărie și un restaurant cu bucate apusene și orientale. Deasupra restaurantului se găsea o sală mare destinată balurilor mascate ale nobilimii. Pentru relații utile, la sugestia Momuloaiei, soțul acesteia a cumpărat sala frecventată mai ales de apărători ai liniștii publice și odrazle ale celor bogați. Specialitățile ce se serveau aici erau curcanul umplut, răciturile, baclavalele și înghețatele. Muierea aprigă și cu un deosebit simț al afacerilor și foarte economă, Ecaterina își băga nasul cu folos în afacerile soțului. La Berlin și-a cumpărat un hotel. Gurile rele din Schei Brașovului spuneau, nu fără temei, că îl folosea și în alte scopuri decât cel pentru a caza drumeți. Noaptea, hotelul berlinez al Momuloaiei se transforma în bordel, cumva, în sensul că acolo diversi oameni cu stare își găseau locul pentru amandlicuri. De altfel, din acest motiv, a și avut neplăceri cu autoritățile vremii. Banii luați de la prostituate au fost puși la păstrare pentru zile negre. Rudele de gradul întâi ale Momuloaiei din Schei erau cu stare, dar au murit cu toții tinereții acestea. A rămas ea cu o avere foarte mare. E, și a murit și soțul ei, 1865. Bună afaceristă, cu moșteniri însemnate, Ecaterina Cardini a strâns o avere de invidia, continuând afacerile soțului defunct. Spre deosebire de Berlin, București era însă un loc mai periculos. În 1878, Ecaterina Cardini apare pe prima pagină a tuturor ziarelor în scandalul unui jaf, unui mare jaf din București. E, ce se întâmplase? La vremea aceea, un bandit celebru, pe nume Iorgu Serdaru, el era foarte apreciat și de Eminescu, are câteva articole, era ca un fel de haiduc, așa, în câteva articole scrise de Eminescu în presa vremii, destul de pozitivă la adresa banditului. În fine, deci, casa Momuloaiei din București este jefuită de acest Serdaru. Dar cum? Întâi să spunem de unde e informația. Cum zice și Caragiale în opera lui, știrea a fost dată pac la războiul. Da, războiul. Deci chiar exista o gazetă numită Războiul, puteți vedea în spate. Și ia uite cum relatează gazeta asta ce s-a întâmplat atunci. Casa unei anumite doamne Momulenu, în Diua Mare, au intrat mai mulți indivizi, pretinși polițiști care susțineau că s-ar fi aflat în urmărirea banditului Serdaru. După ce și-au asigurat că nu vă s-au asigurat că nu vor fi deranjați, aceștia au amenințat-o pe doamna Momulenu cu un revolver, furând între altele 5.000 de lire și 10.000 de galbeni în hârtii. Unul dintre inventivii tâlhari era chiar Iorgu Serdaru, care a lăsat procurorului un bilet semnat chiar de el. Ce spune în bilet? Om cu simțul umorului. La neapărata trebuință ce am
avut, am făcut un împrumut forțat de la doamna Momulenu de 5 spre 10 mii galbeni. Cam așa scrisem bilet banditul om stilat, nu bandit de rând. Știrea apare în diverse forme în presa și în românul. Autorul a fost repede capturat și burduși și zdravă între oamenii legii, ziarele se sizând că tâlharul avea ochii cam tumefiați. De altfel, Serdaru era un adevărat erou în gazete, chiar și în cele umoristice. Uite aici o caricatură de-a lui din Bobârnacul. La două decenii după moartea soțului, 9 noiembrie 1885, Momulea trece și ea la cele veșnice. Atunci când a murit, nimeni n-a stat să o plângă. Nici nu s-a răcit bine mormânt, că rudele au și început să certe pe averea rămasă în urma ei. Circul a început cu revendicarea unei cucoane din alta societate care pretindea că Momuloaia fusese îngropată cu cerceii pe care îi împrumutase. Apoi, fel de fel de rude, adevărate sau pretinse, s-au dus la tribunal, cremenal. Că doar nu era să lase galbenii pe mâini străină după deviza ori toți să muriți, ori toți să scăpăm. După un proces greu, cel care a pus mâna pe oșe sime din avere a fost Ion Luca Caragiale. În casa de fier din locuința ei din București s-au găsit cupoane, obligațiuni, rente și scrisori funciare în valoare de peste 680.000 de lei. Femeia zgârcită acesta ascunsese în saltelele din salon bilete ipotecare și o pungă cu 9.000 de Napoleon de aur. S-au mai găsit juvaiere de aur și smarald. Mai lasă ca moștenire o proprietate rulară de pe Vlașca de 4.650 de hectare și o casă cu loc viran în strada Batiștei, fix în buricul târgului în București. Moștenitorii ei s-au grăbit să pună mâna pe avere și să pună inițial sub sigiliu într-o casă de bani toată averea ei până la intrarea în posesie. Ion Luca Caragiale semnează ca prezent la operațiunea inventarierii. Averea, în valoare de peste 3 milioane de lei aur, strânește o nesfârșită serie de competiții și duce la procese care se vor judeca până după întâiul război mondial, stârnind povești dintre cele mai bizare. Erau 6 moștenitori principali, toți ver cu decedata. Una dintre verișoare Ecaterina Caragiale era chiar mama dramaturgului. Ea a semnat o procură în favoarea fiului. Ion Luca a reprezentat-o la toate fazele procesului. N-am înfățișare, la 12 trecute fix mă duc la tribunal. Pare o replică de a unui personaj caragialean, dar iată că este mai mult decât atât. Încurcăturile juridice s-au ținut lanț. La tribunal s-a prezentat și o Maria Tabai, o fostă slujnică de-a moartei, care pretindea că este fica nelegitimă. Cerea femeia toată averea, că doar e fica. S-a ales doar cu ceva bani pentru că a îngrijit-o, dar și-a găsit succesul la tribunal. Până în 1908 au avut loc 15 procese, numai puțin de 15 procese. Și toate pentru moștenirea asta momului. Caragiale era cel mai grăbit dintre toți pentru că avea mari datorii. Din cauza unor învâltări juridice s-a certat cu cel mai bun prieten. Ba chiar într-o fază a procesului s-a contestat statutul de copil legitim. Nu se putea dovedi că mama sa, Ecaterina, a fost căsătorită legal cu tatăl său, Luca Caragiale. Mă rog, într-un târziu și-a câștigat partea, însă chiar și așa, Caragiale era veșnic dator și după ce își plătea creditorii cu banii rămași, dădea mese copioase prietenilor. El numea aceste ospețe praznicele Momuloaiei. După principiu, dei cu bere, dei cu vin, dei cu vin, dei cu bere, a făcut cinste, domnae, cum zicea cetățeanul turmentat dintr-o scrisoare pierdută. Un alt moștenitor celebru al Momuloaiei a fost pictorul Constantin Leca. A trăit între 1807 și 1887, s-a născut la Brașov, s-a remarcat în domeniul portretistic și al picturii religioase. Vorbeam chiar în episodul despre prințesa otomană din Homoră, despre portretul pe care îl făcuse conducătorului otoman Omer Pasha. În timpul vieții, Leca a stat mai mult timp în Craiova, unde a înființat prima tipografie și a predat desenul la școala centrală. Fiind mulți moștenitori, se pare că șmecherește, Ion Luca s-a înțeles cu fiecare parte. Iată ce spune Titu Maiorescu într-o scrisoare trimisă economistului Teodor Nica. Caragiali s-a pus în mod folositor între două luni cu procesul. S-a împăcat cu o parte, pentru o parte cu noi pretendenți la moștenirea lui Momulo, adică pentru o parte ca să o dea lui în caz de câștig. În caz de pierdere, are de la sine partea de la ceilalți. Tot el reflectează la final. Grecii erau încă de pe vremea lui Homer și reții. Grecul Caragiale. După 16 procese, 15-16 procese avute în problema moștenirii, primește până la urmă 1000 de galben pe lună. Dar, cheltuitor cum era, Caragiale s-a simțit mai degrabă sărac. Abia în 1904 sunt scoase la licitație moșia și casa din București rămasă după Momuloaia. Vânzarea efectivă s-a realizat tot din cauza unor contestații de abia în 1909.
Între timp, grație părții lui de moștenire, Caragiale a dobândit o rentă lunară între 500 și 1000 de lei. Nu era o sumă exorbitantă, dar era suficientă pentru a asigura oricui în acele vremuri o viață onorabilă. S-ar putea spune că testamentul Momulae a fost o scrisoare pierdută. Poate de aceea, la finalul procesului, moștenitorii câștigători au putut exclama: „Trai, nineacu, pe banii bobache!" Prost să fii să nu iei bani. Moștenirile Momulaei, sora bunicii sale materne și Anastasiei, sora tatălui, chiar dacă au venit foarte târziu, l-a făcut pe scriitor să-și vadă visul cu ochii. În 1905 s-a stabilit cu familia la Berlin, cel mai cosmopolit oraș european din acea perioadă. Îi ardea lui de mult de plecat din Valahia și până la urmă iată că a făcut-o. A mai trăit 7 ani. În niște apartamente confortabile, fericit că se poate bucura de avantajele civilizației și de gustul nemților pentru muzica simfonică, el fiind un mare amator de ascultat lucrări cântate la pian, cela de la Vrancea venind de multe ori să-i cânte în apartamentul ăsta din Berlin. Să revenim la niște legături cu brașovenii care mai purtau corespondență în perioada aceea. Într-o scrisoare, chiar din acel an, către brașoveanul Ioan Cepanțu, se arată dezamăgit că civilizația germanică a ajuns doar până la Carpați. Ia să-l cităm, pe Caragiale. În Ardeal ajung picioarele încălțate ale corpului european. La București și Ploiești stă, plin de paraziți, sângerat de scârpinătură, dar frizată la parizie, cea mai degustătoare parte a acestui bastard ignobil tip oriental. Și sunt convins că ai iubi și tu cu atât mai mult Germania, fruntea corpului care a ajuns cu picioarele până în Carpați și spre nefericirea noastră a celor de astăzi nu a putut trece măcar până în Balcani. Deși totuși, pe vremea aceea, România era condusă de un rege neamț, Carl Eitel Frederic Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern Sigmaringen, zis și Carol I, totuși, Caragiale tângea după civilizația asta germanică. Să fii liniștit, bon cher, acolo unde ești. Astăzi, după mai bine de 100 de ani, România Mare, care include și Brașovul, a urmat principiul Republicii de la Ploiești. Este republică, dar este condusă de un președinte cu un nume mai scurt, dar tot la fel de germanic. Chiar dacă în privința civilizației invocate de tine, Bibicule, nu s-a schimbat decât pe aici pe acolo, și anume nu s-a prea revizuit în părțile esențiale. Asta este. Mutarea lui Caragiale în străinătate n-a însemnat totuși o rupere totală de cei de acasă. De câteva ori, în trecere prin Brașov, locuiește chiar la Poale Tâmpei, la Hotelul Continental de pe actuala stradă a castelului. Pe brașoveanul George Moroianu, atașa comercial la legația română din Viena, pe când Caragiale era stabilit la Berlin, îl legau multe amintiri plăcute despre dramaturg. La arhivele statului din Brașov se află o scrisoare datată 1910, trimisă de scriitor diplomatului, prin care cere termenele alegerilor din Camere și Senat. Deși departe de țară, Caragiale era încă interesat de politica românească. Și există și o preferință culinară pe care lega, preferința asta legându-l de țara Bârsei. Prin același George Moroianu, poetul George Coșbucă îi va trimite la Berlin o putinică de lapte acru de Brașov. S-a păstrat o carte poștală ilustrată datată 23 mai 1911, prin care dramaturgul solicita deliciosul produs tradițional brașovean. Tânăr student, brașoveanul Horia Petre Petrescu îl cunoaște pe Caragiale în 1907. De atunci vizitele vor deveni frecvente în casa scriitorului din Berlin. Aici va cunoaște și alți intelectuali de seamă. Caragiale, apropiat al studenților români din Germania, era o prezență cuceritoare. Se juca cu interlocutorii săi, aici îl citesc pe Horia Petre Petrescu, pentru noi tinerii, conversația cu Caragiale avea de multe ori efectul unor dușuri reci, dușuri din care însă ieșeam întăriți. Va nota peste ani brașoveanul. După ce a revenit în țară, între 1913-1914, fostul student a condus revista teatrală apărută la Brașov și acolo a publicat mai multe amintiri despre dramaturg din perioada berlineză. Și mai o legătură interesantă cu Cincinat Pavelescu, știți, pentru că are un bust în Parcul Central, care în timpul studenției l-a cunoscut pe Caragiale și a scris, ca să-l necăjească, o epigramă la care a colaborat și Caragiale, modificând un vers, cică. Iată epigramă. Iancul se potrivește foarte bine, mai ales că se leagă tot de bani. Iancul Luca Caragiale își dă berea cu măsură, face și literatură, însă nu face parale.
Cicina Pavelescu s-a stabilit, cum am zis, la Brașov și a fost director la publicația Brașovul Literar și Artistic. Și acolo a mai publicat și el ceva amintiri despre Caragial. Mai am ceva de spus, pentru că eu cred că e o recomandare importantă pentru toată lumea. În timpul răscoalelor țărănești, deși era la Berlin, Caragiale scrie un pamflet. 1907, hai să spunem pamflet, de fapt este o opinie, este chiar foarte trist. Și cred că e foarte important ca orice român să-l știe așa cât de, să-l citească. Îl găsiți pe internet dacă vreți să-l citiți. Repet, se cheamă 1907, din primăvară până în toamnă. A fost publicat în Die Zeit, cred că pronunț corect, Zeit. Este preluat ulterior de presa din țară. Este, după părerea mea, cel mai valoros text de opinie publicat vreodată într-un ziar din România. Paradoxal, articolul a rămas actual în toate epocile ce au urmat marelui scriitor și e recomandabil oricui dorește să înțeleagă de ce lucrurile din țara noastră balcanică nu se schimbă niciodată. Deci, încă o dată, vă rog, căutați pe internet, o să vă dau și link la sfârșitul vlogului către articolul ăsta, din punctul meu de vedere, foarte important. În fine, la plinirea vârstei de 60 de ani, dramaturgul primește din partea Asociațiunii Brașovene Astra o felicitare prin care îi se dorește celebrului nepot al unei brașovence să trăiască încă mulți ani fericiți, mulțumit de epocala muncă pe care a săvârșit-o cu Condeiu. Într-una dintre amintirile sale, și asta este drăguț de amintit, Ion Sucheanu povestește despre felul în care Caragiale se autoironiza pentru moștenirea care îl scăpase de necazurile financiare. Însă nu prea mult. Conu Iancu povestea despre un grec pe nume Teodosiadis, care și el, după viață de nenoroc, a venit o moștenire mare. Citat. În semn de mulțumire lui Dumnezeu, s-a hotărât ca toată viața lui să ție două posturi ale săptămânii. Într-o vinere a mâncat numai fasole slăită și ridic. Ghinion însă. A mâncat întâi ridic și pe urmă fasole. Și cum gazele fasolei ieșeau de jos în sus și ale ridicii de sus în jos, s-a umflat și a crăpat. Ironie cam amar. Chiar dacă moștenirea Momuloae era destul de importantă, în ultimii ani trăiți la Berlin, banii erau pe sfârșit. În iunie 1912 moare subit în locuința din Berlin în urma unui atac devastator de inimă. Fuma foarte mult și lucra până târziu în noapte. A fost găsit căzut între pat și noptieră, strângând în mâini un ziar. Sfârșitul marelui dramaturg pare un ultim act de comedie. Vagonul cu trupul său a fost uitat timp de o săptămână în gara Predeal la vama austro-ungară. Se pierduse foaia de expediție. Ca și cum Caragiale, nici după moarte, nu a dorit să se întoarcă definitiv în România. A fost îngropat în București la cimitirul Bellu. Opera sa este însă la fel de proaspătă și astăzi. În critica pe care a făcut-o acestei lumi, Caragiale a folosit arma satirei. A scris undeva că nimic nu-i arde pe ticăloși mai mult decât râsul. A ironizat anacronismul pedagogiei din școli, demagogia politicienilor, corupția justiției, falsitatea presei. Unde am mai auzit toate astea? La anul se vor împlini 110 ani de la dispariția dramaturgului. Dar oare chiar a murit Caragiale? Acum, în final, vă rog să dați like, subscribe și dacă vă place, distribuiți către alții vlogul meu și vă rog frumos să comentați. Bonjour!